nu s-au liniștit deloc în Partidul Social Democrat după instalarea guvernului Dăncilă și se cere o nouă remaniere. Socialdemocrații nu-și mai ascund nemulțumirile în fața șefului lor. La următoarea ședință a CEX, Liviu Dragnea va avea de înfruntat prima cerere de remaniere a guvernului. Cei din Partidul Social Democrat vor, de exemplu, ca ministrul economiei și cel al educației să fie schimbați. Însă Liviu Dragnea are și el propriile sale planuri. Despre ce vorba știe cu siguranță colegul meu Robert Kiș. Te ascultăm, Robert. Bună dimineața! Bun găsit tuturor! Există mai multe voci în PSD nemulțumite de prestația pe care au avut-o cei doi miniștri, pe de o parte ministrul economiei Dănuț Andrușcă și ministrul educației Valentin Popa. În acest context este foarte posibil că la următoarea ședință a Comitetului Executiv Național, nu este încă stabilită, dar se poate face o astfel de ședință până la finalul acestei luni, să existe această cerere de eventuală remaniere a celor doi miniștri din cabinet, dacă desigur după cele câteva săptămâni care vor mai urma în fruntea acestor ministere, prestația lor nu va fi una pe placul social-democraților. Pe de altă parte, în schimb, sunt și voci în PSD care spun, deși există această nemulțumire și deși prestația celor doi miniștri a fost una foarte slabă, faptul că ar urma o nouă remaniere în guvernul proaspăt instalat nu este un lucru bun pentru imaginea Partidului Social-Democrat și evită să spună această nemulțumire față de cele două propuneri care au fost instalate în fruntea celor două ministere. În interiorul PSD, în schimb, și Liviu Dragnea trebuie să facă câteva mutări de cadre și asta pentru că după ce am văzut în Parlament i-a pedepsit pe cei care s-au aliat cu Mihai Tudose în trecut, de același lucru se va întâmpla și la nivel de conducerea partidului. Sunt voci în PSD care spun că este foarte posibil ca la următorul CEX să fie înlăturat din funcția de președinte executiv al partidului Nicolae Bădălău. Deja Nicolae Bădălău și-a pierdut funcția de la Senat. E foarte posibil, iată, să-și piardă funcția și din interiorul PSD. Și în tot acest scenariu, iată, apar nemulțumiri și în Parlament. Sunt mai mulți parlamentari nemulțumiți că până în acest moment nu există prezentată la nivelul grupurilor parlamentare legea pensiilor, o lege anunțată încă de anul trecut, și spun parlamentarii că în teritoriu vin foarte mulți oameni la cabinetele parlamentare să întrebe de acest proiect de lege și pentru că el nu a fost prezentat nici până acum, nu știu ce să le transmite oamenilor. Așadar, iată, multe subiecte de discuție în interiorul Partidului Social Democrat și cu siguranță nu este liniște.